Doamna de la Memorialul Durerii, vreau să spun și o veste. Nu dă mine vorba, că eu nu contez. Tam! Spune că da! Da! Înțeleg ce zic? Vreau să zic ce am studiat eu aici în sat. Este vorba de satul domnișoarei Poganii. El este idilic, este chiar edenic în pejurim, dar este și un lucru care vreau să spun ca să nu ne luăm cu oamenii de gât. Altceva vreau să spun. Eu am fost aici de mai multe ori în cimitir în sat, știi? Și apoi azi zic, mă, hai să mă duc mă la patraula mea, la biserica unde m-am botezat la baptici, că doar e sâmbătă și îi găsesc pe frați bărbați și mai stau cu ei. Păi a venit înapoi, nu. Așa s-a întâmplat, nu a fost nimeni. Zic, ia să mă duc eu acolo la bătrânul, la hăl bătrân. Poate mai trec pe acolo, mai ceva, știi? Bun, mă duc, mă rog, mă cercetez la Dumnezeu, știi? Ca și Nicolae Moldoveanu, de la Baia Mare. Și treaba lui că o trebuie să trec prin curtea bisericii, așa zis ortodox. Acum, bă, important e că are cruce, nu? Cât e pe cruce, pe ea și astea, mai cadu, nu mai contează, chiar așa. Bă, dacă aș fi doleos greco-catolic, adică nu trebuie să fii nici cu neobrăzare, știi? Deci, uite, vezi, bunica mea a fost greco-catolic.